un ministru și menținem ceea ce am spus constant de la început. Nu facem alianță nici preelectorală, nici postelectorală. Nu vom negocia funcții în guvern, adică nu ne vom duce în discuția pe care o vom avea cu primul ministru cu solicitări de funcții în guvern. Asta nu înseamnă că dacă sunt oameni potriviți la noi, ei n-o să meargă. O să discutăm pe program și o să avem un cuvânt de spus despre cine vor fi miniștrii de la toate partidele. Adică nu vrem să garantăm, să dăm cecuri în alb pentru oameni care în viața publică până acum au făcut erori sau compromisuri.